Spre deosebire de alți ani, anul acesta, ascultând programul legat de nașterea Domnului, deodată semnificația stelei aceleia conducătoare și călăuzitoare a lăsat în mintea mea o urmă distinsă, deosebită de tot ce a fost până acum. Am înțeles că steaua aceasta care a condus pe magi este simbolul lucrării la care suntem chemați noi, și anume să călăuzim pe oameni acolo unde este Isus. De aceea, orice cântare, orice slujbă, tot ce se întâmplă la biserică, tot ce se întâmplă în viața personală, tot ce se întâmplă în familie, totul trebuie făcut cu gândul de a călăuzi pașii acestei ființe la Isus. Tu ești această stea călăuzitoare și toate aceste lucruri care se petrec sub spectrul acesta al călăuzirii către ieslea, către nașterea lui Isus, către întâlnirea cu Isus, toate lucrurile care se petrec sub gândul acesta sunt lucruri sfințite și care o lasă o urmă luminoasă în viață. Întreaga viață vei fi fericit, cu adevărat fericit, dacă ai fost pentru cineva o călăuză spre Dumnezeu. Dumnezeu să te ferească să fii o călăuză care să îndepărteze pe cineva de la Dumnezeu. Deci astăzi cere de la Dumnezeu prin rugăciune, ajută-mă, Doamne, să fiu o stea călăuzitoare către Tine pentru cei cu care voi avea astăzi întâlnire, oriunde mă voi găsi. Și Dumnezeu va împlini rugăciunea aceasta, vei privi de seară înapoi și îți vei da seama cum te-a ajutat Bunul Dumnezeu să fii o stea călăuzitoare pe cerul unei ființe pe pământ.